Pacea Domnului, frați și surori, har și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul nostru Iisus Hristos. A lui să fie toată slava, gloria și cinste. Dragilor, aș vrea să aduc înaintea voastră un vis din partea Domnului. Acest vis a avut loc pe data de 8 octombrie 2021, în acest an. În acest vis, am văzut un oraș unde erau foarte multe blocuri, erau case, erau magazine. Era o zi foarte frumoasă afară. Afară era cald, soare, fluturi, pace. Totul era minunat. Totul era foarte bine. Era pace. La un moment dat, din cer, am văzut coborându-se doi monștri. Erau foarte urâți. Erau de culoare gri spre negru. Aveau niște aripi foarte mari, niște ghiare foarte mari, o coadă lungă și picioarele lor erau asemenea nouă, doar că aveau un fel de cum e talpa piciorului, dacă unghiile erau un pic mai lungi. Și erau hidoși. Foarte urâți. Și din gură scoteau flăcări. Acești monștri, la un moment dat, au început să distrugă tot ce era în jur. Dădeau cu mâinile, dădeau blocurile peste cap, le distrugeau, dădeau cu picioarele, distrugeau tot ce era în jur. Scoteau flăcări pe gură și dădeau foc la tot ce era în jurul nostru. Tot ce era acolo. Distrugea, făcea prăpăd. Făcând prăpăd, totul dintr-o dată s-a întunecat. Nu mai era soarele acelea, nu mai era liniște. Ea totul întunecat, se înorase și cerul și totul părea gri, negru. Cam filme horror, foarte urât. Nu mai era deloc frumos. La un moment dat, am văzut un autocar. Am fost dus într-un fel de stație. Și acolo am văzut un autocar, o mașină, unde erau niște persoane și în acea mașină mai erau oameni care așteptau să plecăm. Dar autobuzul nu era plin. Mai lipseau 6 persoane din acea mașină. Și în vis mi-a apărut și bunica, dar și mama cu o soră. Și în acest vis, bunica primise de la o persoană o fustă. Dar aici sunt și niște lucruri care Domnul mi le-a făcut cunoscute pentru biserica din care fac parte, în special pentru surori, care au niște lucruri de schimbare a ele în privința vestimentației. Și poate dacă sunt surori care se regăsesc aici, sper să se schimbe și ele și să le ajute acest vis. Bunica primise o fustă de la o femeie. Și această fustă în partea din față părea a fi fustă normală și în partea de spate se vedea cum sunt pantalonii. Fix ca o peche de pantaloni se vedea în spate și în față se vedea ca o fustă. Și mă gândeam, de ce se vede așa? Și Domnul mi-a zis, partea din față arată faptul că surorile în biserică vin îmbrăcate în fustă, dar în spate, adică după adunare, acasă ele poartă pantaloni, poartă și pe stradă, poartă și magazine. Nu țin cont de asta, ele se dau credincioase doar în adunări. Dar acasă nu mai sunt așa. Acasă sunt ca celelalte persoane. Nu fac referire la grup aici. Deci nu fac referire aici, fac la adunarea din care fac eu parte și ceea ce spun acum este adevărat, am văzut și eu cu ochii mei acest lucru, că am fost și în vizită la niște surori. Deci totul este adevărat.
Cine se regăsește, mă bucur dacă se regăsește, poate acum este timpul să se schimbe și Domnul să vă ajute la asta. Apoi, eram și eu în acest vis. Și bunica îmi dăduse și mie o fustă. Și fusta asta era lungă și găurită. Și mă gândeam, de ce e găurită? De ce așa? E lungă și găurită. Și mi-a dat seama că este găurită pentru faptul că va veni o sărăcie peste noi. Deci va veni sărăcie, va veni și foamete, o foamete foarte mare și va veni și o sărăcie peste noi. Nu o să ne mai permitem nici măcar haine să ne cumpărăm. Ne vom împrumuta unii de la ceilalți. Vom coase hainele cele vechi. Le vom cârpi ca să putem să mai purtăm. Deci va veni o mare sărăcie peste noi. Va veni și foamete. Apoi m-am văzut pe mine stând în brațele mamei, în poală, și eram îmbrăcată în pantalon scurt și în tricou. Și eram foarte slabă. Deci foarte slabă eram în acel vis. Mai cum se vedeau și oasele, ca să spun așa. Și mă întrebam ce înseamnă chestia asta și Domnul mi-a zis că faptul că eu arătam așa slabă se datorează faptul că va veni o mare foamete, va fi foarte mare foamete asta, adică vom duce lipsa, adică cei necredincioși în special. Nu celor care suntem pe care Domnul ne va purta de grijă, dar în general va veni o secetă și va veni și foamete pe pământ. Sărăcie va fi. Și eu eram îmbrăcată în pantaloni scurți și în tricou și mă gândeam, de ce sunt îmbrăcată așa? Eu nu port nici acasă, eu nu port măcar noaptea așa ceva. Pentru că mi-e frică, mă gândesc, nu vreau să supăr pe Domnul, nu pot să port așa ceva. Așa că mi-a spus că sunt surori care pe acasă poartă pantaloni scurți și tricou, în special vara, dar mai poartă și noaptea când se bagă la somn. Mie așa mi-a spus. Mie așa mi s-a tălmăcit. Apoi, am văzut-o pe sora mamei cu ea, erau mama și o soră de-a ei care nu prea se înțelegeau. Dar am văzut că deschisese un bagaj și acolo am văzut că erau niște bani. Erau o hârtie de 50 de lei, o hârtie de 10 lei și o hârtie de 100 de lei. Și iar Domnul ne trimite la scriptură, de să deschidem pagina la 10, la 50 și la 100. Nu mai stau acum să spun despre acele cifre, dacă vrea cineva să afle mai multe detalii. Nu știu, cereți Domnul Lumină și Călăuzire să vă spună cam ce ar vrea să zică în acele pagini. Dar eu m-am uitat așa în mare și facem referire în special la biserică și la biserica mea. Eu vorbesc de biserica de unde fac eu parte. Acum nu știu. Cine vrea să afle mai multe, poate să se uite să cerceteze personal. Apoi, mama a început să vorbească cu șoferul și să-l întrebe când vom pleca. Când vom pleca? Pentru că ea vrea să plecăm de acolo și nu mai avea răbdare. Și șoferul i-a spus, încă puțin, mai așteptăm foarte puțin. Mai trebuie să vină câteva persoane. Și apoi mi-a venit gândul. 6 persoane mai trebuiau să vină în acel autobuz. Și mă gândeam, de ce trebuie să vină, de ce să așteptăm? Și mi-a venit gândul așa, acel autobuz reprezintă răpirea. Deci, mai este foarte, foarte puțin până la răpire. Și mi-a venit după aia gândul și când m-am trezit în acest vis, mi-a venit gândul și mă rugam și mi-a zis, Domnul, mi-a venit așa un gând și spunea că mai este undeva la 10% din cei pe care Domnul vrea să-i pregătească, să-i șlefuiască și să-i aducă pe calea lui. Dar ieri va mai întârzia un pic pentru că nu sunt pregătiți. Și va întârzia un pic ca să mai se trezească din ei. Dar vremea este foarte, foarte aproape. Domnul este la ușă. Apoi, am văzut un câmp foarte, foarte mare, imens. Era imens.
Erau acolo sute, zeci, milioane, miliarde, nici nu poți să-mi închipui, de oameni îmbrăcați în negru. Erau îmbrăcați în negru și întinși pe jos. Erau morți. Acești oameni erau morți. Nu mai erau vii. Și lângă mine am văzut vreo trei persoane care erau îmbrăcate în alb, se rugau și plângeau. Plângeau și se rugau. Și mai erau pe acel câmp, mai erau unii într-o parte, deci erau prin toate, în acel câmp erau oameni îmbrăcați în alb, dar erau răspândiți peste tot. Peste tot prin acel câmp erau răspândiți. Și mi s-a spus așa, că acei oameni îmbrăcați în negru erau oamenii necredincioși, care au murit, care nu s-au întors la Dumnezeu și care au murit din pricina ceea ce se întâmplă și acum și cu necazul. Deci mi-ar arătase necazul, că să moară mulți. Eram în timpul necazului aici. Și mulți au murit, în special necredincioși. Și oamenii îmbrăcați în alb erau copiii lui Dumnezeu, credincioșii. Și apoi, acel autobuz care trebuia să se umple s-a umplut. Deci autobuzul s-a umplut și a plecat. Asta am avut senzația. Când mă uitam la cei oameni, că s-a dus și autobuzul a plecat, nu mai era acolo în stație. Apoi am văzut un fel de tornadă care a venit dintr-o dată din cer, ca un fel de tornadă și venea așa spre mine, ca să spun, și am văzut cum acea tornadă se învârtea și era ca o gaură așa din cer venea și se apropia spre mine și era ca un aspirator, absorbea, dar doar ce era alb. Deci în acea tornadă erau extrași doar oamenii îmbrăcați în alb, doar copiii lui Dumnezeu, aia fiind răpirea. Oamenii erau luați spre cer și am văzut cum se duceau spre acea tornadă, cum erau ridicați în sus, spre cer, și erau trași în acea tornadă și am văzut cum sute de oameni îmbrăcați erau în alb, erau extrași. A fost incredibil. Am fost minunat. Vreau să spun că răpirea este foarte, foarte aproape și trebuie să veghem și mai mult. Duhurile răutății sunt tot mai pornite pe noi, Satan este tot mai pornit pe noi și observ că tot mai multe încercări vin peste noi și vremea este tot mai scurtă și timpul trece tot mai repede, cum zice și cuvântul Domnului, că vremea s-a scurtat pentru cei aleși. Observ că trebuie să fim tot mai atenți, să nu mai călcăm strâmb și să rămânem lângă Domnul, că El este singurul care ne va purta de grijă. Domnul să vă binecuvânteze pe fiecare în parte și ne așteaptă niște vremuri foarte grele. Pacea Domnului să fie peste toată lumea. Amin.